Pe timp de iarnă, părinții spun că n-ar fi bine să ne dăm copiii la not pentru că răcesc și, Doamne ferește, mai fac vreo meningoencefalită cu boli de alea, cu reion, cu nasul înfundat, cu vai de mine răcește copilul. Specialiștii spun însă că notul ajută, în special în perioada asta a iernii, și călește organismul. Despre beneficiile notului în timpul iernii, într-un material de Beatrice. Neața Răzvan, neața Dani, vă prezint în această dimineață viitorii campioni la natație din România. Observați îndeaproape de multipla campioană Camelia Potec. De cât timp practici not? De 3 ani. Ce-ți place ție la sportul ăsta? Îmi place, este frumos, este bun, sunt bun și eu la sportul ăsta. Câte ore te antrenezi pe zi ca să ajungi o campioană? Pe zi fac 2 ore și 6 zile pe săptămână. Prima medalie am luat-o la vârsta de 7 ani, după, la procedeu spate, 50 metri spate. Și am început să iau din ce în ce mai multe medalii, până când am început să iau de mai multe ori locul 1. Cam de câtă muncă este nevoie, după părerea ta, să ajungi acolo sus? Vai, multă! Adică am văzut rutina lui Missy Franklin și este foarte grea. Cum se facă școala cu notul? Foarte bine. Nu am probleme la școală. Ai luat medalii până acum? La not nu prea, dar o să încerc. Da? Fac tot posibilul. Ce vârstă ai tu? 11. Câte medalii ai luat până acum? Aproximativ 40. Și pentru 40 de medalii, de câtă muncă este nevoie? De foarte multă. Sportul cere sacrificii. Încă o noapte, o îmbrățișare, o sărut. Multă muncă. A spus mai devreme că practic acest sport de 3 ani de zile. Probabil va mai fi nevoie de încă cel puțin 4-5 ani de performanță. Trebuie doar să-ți dorești și să muncești mult. Îți mai aduce aminte cum erai când erai atât de mică, da? Eram mândră că făceam ceea ce îmi doream să fac, adică să vin la bazin, să mă duc în vestiar, să mă schimb cât mai repede ca să intru la antrenament. Ce te-ai transmis părinților? Sunt mulți care le teamă. Poate se îmbolnăvește copilul, e prea frig afară, nu știm cum e apa în bazin. Ce le spui tu? Da, din păcate ne-am lovit foarte mult de această problemă, de această frică a părinților că nu ducem copiii la bazin pe timpul iernii pentru că răcesc, fac o tită și așa mai departe. Da, se poate întâmpla. Se poate întâmpla ca acești copii să răcească, chiar dacă vin la bazin, chiar dacă nu vin la bazin. Dacă părinții au grijă să-i îmbrace bine, să-i usuce pe păr și să, nu știu, să le pună un fular sau o căciulă pe cap, aceste probleme pot fi evitate. Pentru organismul copilului să facă sport în general este foarte bine, pentru sănătate. Eu, chiar dacă, ce să zic, condițiile din România de pregătire, sălile de sport sunt foarte puține la număr și știm foarte bine că stadiul lor nu este la nivel occidental, asta nu înseamnă că părinții nu trebuie să-și aducă copiii la sport.